Bună ziua, oameni buni! Cui nu-i plac farsele, mâna sus! Așa credeam și eu! Tuturor ne plac farsele! Și după cum bine știți, a fost și 1 aprilie, cunoscută fiind ca cea mai amuzantă zi din an. 1 aprilie e cea mai neamuzantă zi din an, am zis-o. Adică fac oamenii niște glume... Nici nu-i bine de vorbit! Uitați-mi, așa mi-a început 1 aprilie, am deschis TikTok-ul, nu știu de ce! Nu știu de ce am deschis TikTok-ul! Urgență, am și urgență. Mi-am tăiat piciorul. Urgență, mi-am tăiat piciorul. 1 aprilie, falsă! Ridicați-mă, vă rog, am leșinat de râs. Ajutor, cineva, am râs prea tare, alo? Îți pe jos de râs, foarte amuzant. Și acum puteți să ziceți, măi Bogdan, este doar un copil, nu știe prea multe. Credeți-mă, știe mult prea multe chiar. Și pentru că eu nu mă pricep la farse și știți foarte bine că eu nu sunt un om amuzant, nu sunt not. Nu sunt hazliu, nu sunt nimic din cele enumerate mai devreme. M-am decis că vreau și eu să fiu amuzant. Și ca să devii amuzant trebuie să înveți de la cei mai buni. Tocmai de aceea invităm în scenă pe cei mai amuzanți oameni. Cei mai amuzanți oameni din România. De fapt, ce vorbesc eu din toată România? Aș putea spune chiar că sunt cei mai amuzanți oameni de pe globul pământesc. Îi invităm în scenă pe Iulian Lemnaru, pe care nu o să-l uit niciodată când mi-a dat bloc. Te știu, am văzut. Am văzut că mi-a dat bloc, dar după aia l-ai scos. Ce crezi, că s-o șterți așa de ușor? S-a terminat orice era între noi, Iuliene. Și pe iubita lui nimeni alta decât Andra Gogan. Haideți, haideți! Aici videoclipul Am tuns-o pe Andra, farse de 1 aprilie. Clipul are 122.000 de vizionări. Cât nu fac eu într-o lună. Și 8500 de like-uri. 8500, vă știți ce înseamnă 8500 de oameni? Uitați, asta înseamnă 8500 de oameni. Sunt mulți. Practic 8000 de oameni spun că acest clip este bun. Și cine suntem noi? Cine suntem noi să comentăm? Adică am eu 8000 de like-uri? Chiar am și eu câte. Am și eu. Am chiar 9000 câteodată. Haideți, oameni buni, să învățăm împreună cum să facem niște farse tari. Salut, eu sunt Lemnaru și astăzi o să vă învăț. Ok. Trei chestii de menționat, dar înainte să le menționez, trebuie să spunem că scopul acestui videoclip nu este să ne batem joc de oameni, nu este să-i jignim, este doar să ne amuzăm pe urma conținutului pe care îl oferă lumii pe internet. Acum că am spus asta... Ce e aia? Încerci să găsești o nouă specie de palmier? Zici că e un broccoli, zici că e o gaură neagră, mă aștept din orice secundă să iasă o navă Star Wars de acolo. Și pe lângă toate astea, mai prinsă și cuprinzătoare roz. Dar poate ăsta e secretul, oameni buni, asta așa, ce naiba. Eu-s mai prost? Prinzătoare roz n-am. Dar putem să facem asta. O, da, asta e. Mă prinde bine, nu-i așa? Da. Perfect, acum că avem freza, voi ați văzut că are lănțișor cu TikTok. Nu mă mai prefac în viața mea că vomit. Era să mor. Bine, nu-i nimic greșit în a avea un lănțișor cu TikTok, dar pe bune, mă? Așa ne flexăm în 2020? Lănțișoare cu TikTok? Și ca să arăți că tu chiar ești maker, când vine cineva mai faci și mișcarea aia de luptă TikTok. Bam, ați văzut cum am prins, uite. Hop, o arunc. Bam. Stați un pic. Da, stați un pic, eu ce, nu pot să-mi iau tricou cu YouTube? Ia, sper că nu s-a stricat freza. Luați-o pe asta. Și în al treilea rând, ce-i cu muzica aia de fundal, măi? Salut, eu sunt Lemnaru și astăzi o să vă învăț. Adică, pe bune? Ce ai scris pe YouTube? Muzică haslie de vlog? Muzică haslie de vlog 2007? Muzică foarte tare de vlog? Muzică de fundal pentru vlog? Amuzantă? Dar ne abatem de la subiect, trebuie să ne concentrăm pe farse. Să vedem farsele. Eu o să fac farsele, o să vă arăt cum se fac și ea o să cadă în ele ca să vedeți cum reacționează, cum ar trebui să reacționeze cealaltă persoană. Exact. Dacă vrei să-i fac o farsă, Andrei, fără să știe... Nimic. M-aș preface că vomit iară, dar mie că vomit pe bune. Dacă vrei să-i fac o farsă, Andrei, fără să știe... Nimic. Acting on point pe amândoi, voi ați văzut aia? Dacă vrei să-i fac o farsă, Andrei, fără să știe... E aici. Wow. Și pun pariu că a fost și spontan. Nici măcar n-au gândit-o înainte, n-au făcut repetiții. Voi ați văzut ce bine le-a ieșit? Mica scenetă amuzantă. Dacă vrei să-i fac o farsă, Andrei, fără să știe... Nimic. Cam tare. Pentru prima farsă ne aflăm în baie și avem nevoie
De... Prima farsă se numește Am făcut pe lângă. E o farsă și că nu știi să pui ghilimelele sau aia pe bune? Nu mai puneți spațiu înainte de semnul de punctuație. Îl dăm și strângem în mână. Fiți atenți. Așa, și ăsta se presupune că arată ca un căcățel, să-i spun așa. A zis cuvântul cu căcățel? Doamne, cât de rebel e Iulian. A zis cuvântul cu căcățel? Bă, stă bine palmierul. Ok. Și ce să facem? Noi o să-l punem aici, în dreptul WC-ului. Ca și cum am fi făcut pe lângă. Ca și cum am fi făcut pe lângă. Cum e posibil să faci pe lângă? Tu când stai pe WC-ul, stai în picioare, Iuliene? Așa stai tu pe WC-ul, Iuliene? Că sincer, altă explicație plauzibilă cum a ajuns acel... Căcățel? Acolo nu găsesc. La prima vedere când intri, s-ar putea chiar să pară. Pune o cameră de filmat, dacă vrei să filmezi asta, pune pe TikTok undeva. Tu doar pune-l acolo și așteaptă să intre cineva. Tu ai făcut asta? De reținut, voi trebuie să stați lângă căcățel, cu camera în mână, în baie și să așteptați să intre, să-i vedeți reacția. Nu o să fie deloc dubios să fiți voi cu camera în mână și cu un căcățel lângă voi. Pe bune. A doua farsă se numește Încă dorm și a pus bine ghilimelele. Ok, este 1 aprilie, tocmai te-ai trezit, te dai frumos jos din pat. Ok, este 1 aprilie, tocmai ce te-ai trezit, te dai frumos jos din pat cu blugii tăi noi, rupți, probabil ai și alidaș în picioare. Te dai frumos jos din pat. Ok, ok, nu mai exemplifică, sunt eu prost, mă duc prea departe. Gata, scuze. Jos din pat și începi și ți aranjezi pernele aici să pară ca și cum ai fi tu. Îți imaginezi că ăsta ești tu, ai grijă de tine. Măi, 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 măi. Măi. Acum când vreau să mă mai prefac că vomit, o să pun prima prefăcătură de la început ca să nu vomit pe bune, ok? Măi. Bam, deja pare că e cineva aici. Vedeți, pare a fi un corp uman. Parcă sunt eu. Parcă chiar da, parcă chiar sunteți identici, uite. Nici o diferență. Voi ce o să faceți? Mergeți pe partea cealaltă a patului sau într-un dulap sau undeva și așteptați să vină mama. Voi puteți să stați pe telefon cu o cască în ureche, cu ceva, să vă ascundeți aici jos. O să-ți vadă palmierul. Tu stai după pat, dar ai un palmier în cap, o să-l vadă. Și când mama o să intre, o să zică, hai trezește-te, e timpul mesei, sau ce vă zice mama voastră? Și când mama o să intre, o să vadă niște perne sub o plapumă și un palmier care crește lângă pat. Și în momentul când dă pătrul la o parte, tu ai sărit, ha! La masă! Hei, nu mă auzi? La masă am zis! Trezirea! Bă, dar la ce palme-i dă, nu pare că îl prea iubește. Trezirea! Trezește-te, du-te la naiba! Andra mă ajută ca să exemplific cum ar trebui să reacționeze persoana respectivă. Ok, bine, bine de știut, bine de știut. Și cea de-a... A treia farsă se numește Oreo. Înainte de semnul întrebării, nu se pune spațiu! Că mă enervez. A treia farsă implică o pungă de Oreo, o pastă de dinți și ce vreți voi, puteți să folosiți și degetul sau o lingură, ar fi mai ușor. Ideea e foarte simplă. Înlocuim crema din Oreo cu pastă de dinți. Cine ar fi zis? Nu m-aș fi gândit niciodată în viața mea la o așa farsă. Oreo, pastă de dinți. Să pui pastă de dinți în Oreo. Primul Oreo care e rupt, îl dăm la o parte, dar îl luăm pe următor. Desfacem cu grijă prin rotire. Wow. Și apoi dăm crema la o parte. Nu-i nimic care se rupe, pentru că după ce îl putem construi la loc. Păi și de ce nu l-ai lăsat pe primul? Pe ăla nu-l puteai construi la loc? Primul Oreo care e rupt, îl dăm la o parte. Dar nu-i niciun sens! Nu mai înțeleg nimic. Punem pastă de dinți în mijloc. După care presăm cu celălalt Oreo. Gândiți-vă doar ce gust nasol o să aibă. De aici voi da. Nici nu vreau să-mi imaginez, voi vă dați seama? Oreo cu pastă de dinți. Pum, pariu că e oribil, mai bine aș mânca o limbă de vacă sau ceva. Mă ia cu fior numai când mă gândesc, pastă de dinți cu Oreo. Undeva la vedere pe masă, ce s-a așteptat să vină fratele, sora, un prieten, oricine să ia din ea? Nu cred că mai e nimic de zis aici. O să duc acesta. Ce a pus în ele? Cine a pus biscuiții aici? Cine a pus biscuiți în pasta asta de dinți? Ah, eu, wow! Iulian!
Iulian! Următoarea farsă se numește Ține-o doar puțin. Asta e cam amuzant. Ține-o doar puțin. Bine, în alt context. Acum hai să ne întoarcem la Disney Channel. Ideea e simplă, cred că ați văzut-o pe YouTube, pe TikTok mai ales. Era un trend foarte, foarte viral acum ceva timp. O să mă urc pe ăsta și o să țin castronul sus. O să chem pe Andra și o să rog să ține cu mătura castronul aici. Și ea o să rămână blocat. Există ok, dar de ce faci asta, întrebarea? Adică din cunoștințele mele vaste în stand-up comedy, eu știu că o glumă slash o farsă este formată dintr-o premisă, după care mai povestești puțin, să ții lumea acolo și dai punchline-ul, adică poanta. Dar cum a ajuns bolul ăla pe tavan? Cum? Adică ce om normal pur și simplu stă cu un bol pe tavan? Stă așa. Cum ai ajuns cu bolul ăla acolo? Asta ar trebui să te întrebe și Andra și oricui ai face o farsă, că n-are niciun sens. Să se ude. Andra, Andra, vină puțin. Da? Așteptam puțin, uite, trebuie, ia mătura aia de jos. Și dă-mi vârful. Îl punem aici și ține-te rog mătura, ține puțin castronul aici, că e ceva super tare să te arăt, da? Îl ții bine? Da. Apasă bine. Da. După care vine și cel la care ai întins farsa și te ajută. Îți ține bolul cu o mătură în tavan. Ca să ce? De ce e acolo? Voi chiar nu vă întrebați înainte să faceți o acțiune? Dacă cineva vă zice, stai un pic să-ți dau un pumn în gură, ah, ok, hai că îmi dă un pumn în gură, hai, dă-i! Cu apă ca să nu ăla, da? Ne vedem, mă duc să mă joc. Nu, nu mă lăsa aici! Nu, hei! Vino la... Era să cadă! Următoarea farsă, același castron. Lasă-mă să ghicesc. Ai nevoie de același castron? Următoarea farsă folosim același castron de apă. Vă rog frumos, IQ 4000 am. Farsa asta știu că o făceam când eram mic, eu făceam la bunica, îmi pare rău bunica dacă vezi. Eu făceai lui bunica? Păi eu dacă îi făceam lui mica, adică lui bunica mea o farsă de asta să-i torn bol în cap, în cel mai bun caz mă bătea cu furca. Săraca femeie, mă, ce-o zi acum 18 ani? Doamne, ce mi-aș dori să am și eu un nepoțel. Și peste 18 ani vine Iulian care îi toarnă apă în cap. Și ca să nu așteptați mult să vină cineva, pur și simplu strigați. Andra! Andra! Deloc evident, adică toți strigăm așa. Andra! 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 Bă, Andra! 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 Hai! Andra! Persoana respectivă când o să vină, o să deschide ușa și castronul o să cadă. A șasea farsă, mama sau tata? Pentru cea de-a șasea farsă, e important să luați telefonul mamei, a tatălui, a prietenului care vreți să-i faceți farsa și schimbați numele. Eu am aici telefonul Andrei, unde i-am schimbat numele meu cu numele lui mami. Așa că eu să dau mesaje în numele lui mami. O să-i scriu, hei, de ce nu-ți faci temele? Why are we still here? Just to suffer every night. Hei, de ce nu-ți faci temele? 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 Fuck it! Nu mai filmezi nimic! Hai cu surba, hai! De ce nu-ți faci temele? Ce teme? Mami! Farsa televizorul bântuit. Este foarte ușor dacă aveți minim două televizoare în casă, pentru că puteți să folosiți a doua telecomandă la primul televizor și gen o să-l închidă sau o să facă diverse chestii. Știu că eu făceam notată când era mic, cred că nici acum nu s-a prins. What? De ce nu merge? Ce s-a întâmplat? Și se crede că e bântuit. Hei, ce s-a întâmplat? Hello? Hello, televizorule? De ce nu mergi? Hello? Cu tine vorbesc, televizor. Hello? Hello? Televizorule, de ce nu mergi? Televizorul ăsta e bântuit, ce are? Cine în lumea asta o să zică că e bântuit un televizor când se închide? Cine? E stricat. Televizorul nostru s-a stricat. Trebuie să-l duci la reparat. Nu-i bântuit. Bântuit era dacă îți răspundea sau levita sau zbura televizorul prin cameră. Ok, următoarea glumă. E închis? Iliniuță au doar puțin din vârfuri. Iliniuță au. Bă, la ghilimele am înțeles, mă, se mai întâmplă. Nu știi, dar iliniuță au, mă, Iulian. Iliniuță au. Iliniuță au doar puțin din vârfuri. Hello, Iulian, limba română. I-au legat. Să aveți nevoie de o aplicație, scrieți pur și simplu pe Google Play sau în App Store, scrieți mașină de tuns și luați chiar prima aplicație. Este mașină de tuns care pornește și se oprește la comandă. O să-i pun telefonul în cap ca și cum i-aș tăia părul și părul arăt asta, ca și cum i-aș fi tăiat dita și vița de păr. Să vedem ce reacție o să aibă. Aaaa, ți-am luat tot părul! Nu, părul meu! Ăla-i părul meu, nu pot să cred!
Ți-am luat-o părul. Bă, și-o jucat-o și Andra Gogan bine. Și când o joacă bine, nu focalizează camera. Că nu mai pot. Bă, gata. Nu pot să cred că ai făcut asta. Scuze? Măi? Măi? Bă, dar ce mai întineri în Nelson Mondialu? Măi? Măi? Pentru penultima idee de farsă T-au lăsat același titlu. Următoarea farsă se numește la fel. Iliniuța au doar puțin din vârfuri. Uita să schimbe. Să vă înregistrați vocea. De exemplu, puteți să înregistrați așa. Andra! Andra, vino! Andra! Andra! Ascunde. Andra, vino! Da? Andra! Hei! Sunt aici! Unde? Andra! Pe bune? Pe bune? Păi și farsa? Ok, am ajuns în sfârșit la ultima farsă, se numește Sunt peste tot. O să încep să cedez psihic, deci sper că asta să fie bună. Și pentru ultima idee de farsă, avem nevoie de niște paianjă în râme, gândă, ce găsiți voi? Eu am găsit, ăștia sunt super mișto, chiar arată realistic. Și acum o să-i punem, ideea e că îi puneți oriunde în casă, cât mai multe locuri, ca toată ziua să stea să găsească numai paianjă. De exemplu, eu aș pune unul aici, când intră pe ușă, să-i cadă. O să pun unul în ghiozdanelul ei, pentru că sigur umblă în ghiozdanelul ei. Și o să pun unul aici pe pat, cu o pernă nearanjată peste. Păianjen! A! Păianjen! A! De ce o făcut ca un cal? A! A! Cine a pus păianjenii ăștia aici? Era doar un păianjen. N-ai de unde să știi că-s mai mulți păianjen, Andra! Joacă un pic mai bine, joacă-o! Ce-ar fi să mă duc în gentuța mea unde sigur nu este niciun paianjen? L-a luat în mână, l-a luat în mână și l-a aruncat. Cine a făcut asta? Îmi pare rău că ai trecut prin ce ai trecut. E ok. N-a fost așa. Ar trebui să-ți cer scuze de la noi, cei care ne-am uitat la videoclip. Că m-a durut. Pe bune m-a durut. Asta a fost clipul. În concluzie, vă mulțumesc că v-ați uitat cu mine la acest videoclip. Vă mulțumesc că am suferit împreună. Sper că ați citit mesajul de pe tablă. Luați-l în considerare, faceți ce scrie acolo și lăsați și un comentariu, orice comentariu. Nu trebuie să simțiți neapărat să lăsați un comentariu. Lăsați un comentariu pentru că mă ajută la algoritmul YouTube-ului și o să creștem dacă voi lăsați un comentariu random. Nu-mi pasă. Lăsați-mi rețete de făcut prăjituri. Dacă n-aveți altceva mai bun de comentat, comentați orice, ok? Vă las cu sârba oameni, mă duc să mă pun într-un colț, să plâng și să mă gândesc la ce naiba m-am uitat, după care să editez și să plâng iară uitându-mă la ce m-am uitat acum, wow. Vă las cu sârba, numai bine, pa! Hai cu sârba, hai toată lumea, joc!